altă zi frumoasă de primăvară, așa că am ieșit să merg pe dealul satului să mai caut ceva. V-a zice salut prieten, dar mi-am dat seama că prietenii nu prea mai există. E un cuvânt doar care n-are nicio importanță. Oamenii s-au gât atât de răi încât nu cred că mai există prietenie. Dușman, gârlă. Să și vede pe internet. Așa că hai să o pornim. Să vedem azi ce găsim. Cât vă mai fac filmulețe, că până mă scârbesc de tot, de unii dintre voi. Azi pe dealul ăla vreau să merg? Vedeți, e un deal. Lângă el e acela mai mare. Ăla las pentru altă dată. Deci azi vreau să fac dealul ăla. Ăla e un deal unde am vrut să caut, adică am promis că o să caut în 17 noiembrie 2017. Am un filmuleț. Sunt orați, se întunecă, ziua e mai scurtă. O să mai merg pe dealul ăla să caut. Vedeți dealul ăla de acolo? Că Marius rimea așa, a zis, comori le găsești pe deal. Deși și în tranșie găsești comori, ați văzut? Ia. Și acolo pe dealul ăla vreau să merg. Așa că urc dealul și caut și acolo. Și am zis că următorul va fi ăsta, după a venit frigul, zăpada și n-am mai putut. Așa că după un an și jumătate a venit rândul. Dar nu-i problemă, că am văzut și la alții care au găsit lucruri importante, că tot așa. Au pus ochii pe un deal, cum a fost Marius Ierimia, tot așa a pus ochii pe un deal și un an de zile s-a dus și a căutat și a găsit lucruri interesante. La fel alți detectorist din Brașov și ăla după un an și jumătate s-a întors tot așa la un deal și a găsit lucruri interesante, așa că și eu o să caut. Și celălalt deal va urma. Acela sus, care are și cruce. Cred că acolo a fost mai mulți de-au căutat, că de obicei așa se întâmplă. Ce e mai mare și mai frumos, atrage privirile. No, bun, hai să vedem ce o să găsim pe dealul ăsta. Săracul copăcel. I-a sosit aia cu coasa. De fapt, ăla cu drujba. Acolo crenguțele mai subție, că restul a ajuns la foc. Cred că urmează să-l scoată din rădăcină și până aici a fost. Bietul copăcel. Așa și cu omul. Azi e, mâine nu mai e. Mă mir cum de nu l-au tăiat pe ăsta. Ia uitați ce. Ce mare e. Plus i-au tăiat ei crengile. Mai demult, da? Cât de gros e. Hai să vă dați seama. Da, cine știe, poate că vreun nebun. O să rezolve și pe ăsta. Ia uitați cât am urcat. Și încă mai am de urcat. După care o iau la stânga și iar urcuș și iar la dreapta și iar la stânga până ajung sus. Să te-ntorci înapoi, nu arunde o înainte să mergi, ți-a rămas. Să te-ntorci înapoi, nu arunde o înainte să mergi, ți-a rămas. Asta este. Facem detecție pentru silueta. Ce frumos cântă pasăre. Ia să vedem munții, puteți vedea?
Acolo sunt munții înzăpeziți. Încă mai e zăpadă pe... Nu știu când s-o termina zăpada asta. Hai să dăm bătaie. Sper să-mi dați cât mai multe dislike-uri, vei. Needucaților. Floricele pe câmpii? Hai să le adunăm, copii. Nu, acum. Floricele pe câmpii? Hai să le filmăm, copii. Frumoase. Pentru asta se merită să ieși din casă. Și să filmezi ce vezi. Am ajuns în vârf. Obositor de drumul, doamne. Îmi iau o oră și un set de mers. Dar uite de deal acolo. Asta da. Vă mai aduceți aminte de filmarea veche? Ia să vă arăt secvența în care am zis că o să ajung pe dealul ăsta de am ajuns. De acolo, peste deal. Peste dealul ăsta era filmat. Așa că, dealul e, acum vin. Să vedem ceva interesant. Pe aici o să caut cumva să găsesc ceva pentru voi. Bă, hai să dăm bătaie. Hai să vă filmez urcușul pe deal. Că în caz că nu găsesc nimic interesant, cel puțin să vă pun drumul. Ce să vă arăt? Hai să pornim la drum, băieți, vede. Na, încă un pic, să ajungem în vârf. Dealul. Pe acolo am venit. Și vedeți de pe vârful ăla de deal, de acolo, de mai departe. Acolo am filmat atât. Vedeți dealul ăla de acolo. Vedeți pe vârful ăla eram acolo. Și de acolo vedeam aici. Adică aici erau santinele, erau în al doilea război mondial. Vedeți pe fiecare deal era câte o un locaj de tragere. Deci acolo pe vârf era un locaj, dincolo mai era unul, pe dealul ăla mai era unul, pe dealul ăla mai era unul și pe dealul ăsta altul mai era unul. Va veni avale, va veni avalea și venea dealul ăsta. Turma de oi, ciobanul cu turma, de fapt cu haita de oi și cu turma de câini care umblă aici pe deal. Vedeți? Acolo. Primul semnal, aici pe coama dealului, să vedem ce este. E să fie un frumos plumb. Tras de un vânător cu flinta. A fost destul de adânc în pământ. Cred că a tras în pământ în loc să tragă în iepure sau căprioare sau vulpe. Se vede că e lovit. Ce surtit e. Aici mai încă semirotund. În partea asta alta, unde s-a iesbit de pământ.
atât de sigur vânătorul ăla nu mai trăiește. Nu că a murit un pușcat de vârstă, de când mai foloseau ăștia flinte, cum zic americanii, musketball. De, nu toți aveau muschete, la noi aveau flinte. Mergeau la vânătoare. Da, bun, hai să continuăm. Al doilea semnal. Un frumos cuide la căruță. Vedeți? E prea mare ca să fie de potcoabă, așa că trebuie să fie la căruță. Cum a căzut el și de, poate că trebuia să fie și mai lung, să nu cale. Frumos. Frumos că e lucrat manual, de un fierar localnic. Ah, interesant. Continuăm. La a treia groapă am găsit un fel de cui, nu știu, seamănă cu un cui. E bătut așa în patru muchi. Ascuțit ca un cui, la ce putea fi folosit, nu știu. Ce a făcut rudimentar, deci, de fierar. Și acum la patra groapă am găsit iar un fier interesant. Să-l ascult eu. Ce poate să fie? La ce a fost asta, nu știu. Cred că e ruptă de aici și de aici. E fost ceva cu gaură ovală. Da, știu. Un fier. Oricum. Nu mai fiare găsesc pe aici. Din păcate. Încă o groapă. Încă un cui. Pot să... Dealul ăsta pot să-l numesc dealul cuielor. Asta, nu știu, cred că de la potcoavă să fie, e de potcoavă. După cum e înduit la vârf, după cum are capul, o potcoavă ar fi putut fi bătut. Seamănă cu capul ăla, cu el de potcoavă, modern. Vedeți mai bine. Da. Cred că de potcoavă a fi fost cu el. Imediat ajung în vârf, am luat-o așa de la... toate în All Metals. Toate imitalii, băi, toate imitalii. Altceva n-am ce să cauți pe aici. Toate imitalii. Hai să continuăm. Bate vântul. Începe să bat un vânt. Uitați. Lângă groapa cu cuiul de potcoavă. Vedeți aici? Aici a fost groapa cu cuiul de potcoavă. Să vă arăt. Să vedeți ce scămint. Așa, eu le acopăr ca lume. Unde ești, mă? Așa. Un alt cui de potcoavă. L-a făcut. Și altul numai că e un pic mai scurt. Dar nu știu că ăsta-i dealul cuielor. Da, tot de potcoavă. Nu știu, să nu zic prostii, dar cred că aici calul s-a oprit. Calul s-a oprit și a făcut pedicura. Ia să-mi aranjez eu unghiile un pic. Și-a dat jos cu ele vechi și a pilit unghia, copita și și-a fi pus altele. Nu, dacă nu s-a dus la fierar, la potcovar, să-i pun altele. Da, destul de adânci. Da, adânci e destul de măricică. Ia să vedem cam cât e jumătate de lopată, deci 15 cm. Da. Ha ha ha.